de la puterea dragostei s-a despărțit de iubit, a șters scuzele cu el și s-a împăcat cu Ricardo, în ochii ei se citea fericirea. Ricardo și Raluca de la puterea dragostei s-au împăcat. El a șters filmulețele în care o denigra, iar ea nu mai dă în judecată. Raluca și Ricardo au trăit o poveste de iubire care a impresionat sute de mii de fani. Cei doi concurenți de la puterea dragostei păreau extrem de fericiți împreună, în ciuda cercurilor pe care telespectatorii au văzut la televizor și, după plecarea lor din show-ul de la canal de, fanii așteptau o cerere în căsătorie. Lucrurile nu au decurs deloc așa, iar ei și-au spus adio la scurt timp după întoarcerea lor din vacanța din Grecia. Ricardo a plecat în Statele Unite ale Americii, acolo unde a anunțat de mult timp că va merge, iar Raluca s-a împăcat cu soțul ei iubit. Deși, inițial, stabiliseră să nu vorbească urât unul despre celălalt, atât Ricardo cât și Raluca și-au adus acuzații grave. Ricardo și Raluca de la puterea dragostei s-au împăcat, într-unul dintre cele mai recente vloguri dintre unii. De pe pagina lui de YouTube, Ricardo și-a cerut scuze de la fosta lui iubită, Raluca, pentru tot ce a făcut și pentru felul în care a vorbit despre ea. Mai mult, a șters toate filmulețele în care o denigra, semn că s-au împăcat și nici mai poartă piconul altuia. Mai mult, Raluca de la puterea dragostei a șters toate fotografiile cu iubitul ei, Origen Todoran, semn că e posibil să nu mai formeze un grup cu el. Când Ricardo a întrebat-o, însă, dacă a șters imaginile, ea a negat. În sfârșit se vede fericirea adevărată pe fața ta? Și în ochii lui că îi se vedea fericirea că te-a auzit și văzut, dar voia să ascundă. De aceea nu și-a dat jos mascare pe față. Voi oricum sunteți făcut unul pentru altul și cândva tot o să fiți împreună, a scris o fană a cuplului.